prelungiri care încep acum cu Timișoara având prima poziție. Și să spunem că după 5 minute e scor egal, urmează încă 5 minute și tot exact. Așa. Cineva trebuie să câștige. The winner takes it all. Persic pentru Jovanović. Din nou Persic. Popescu. Foul jos. Fără Alex Solaru, coșul nu este valabil. Ce înseamnă știința jocului, Ștefan? Imediat i-a luat Tușa, iată, l-a prins cu piciorul la un metru de Tușa laterală, da. De Tușa de fund, și pe acolo a intrat Bogdan. Nu te poți apăra așa la Bogdan Popescu, pentru că el asta speculează, întotdeauna joacă în Tușă când e în post-up. Chiar dacă îi detaci din acea poziție din stânga jos, rar se întoarce pe cârligul de dreapta. Preferă contactul și să se lupte cu tine sub panou. Ambele libere marcate din nou. 64-62 pentru Timișoara. Fault flerat acum la Persic, care are 5. Iese. Popescu este și el la un fault de eliminare. Ar fi o gaură uriașă pentru BC. Persic a mai făcut o greșeală care putea să-i coste trofeul pe Timișoreni. Momentul în care s-a dus la capac la Kindledijk, l-a lăsat să vină lansat în loc să iasă, să-i oprească dribblingul sau să facă un foul jos pentru două aruncări. Acolo mai avea Dijk șansa să rateze odată, dar dacă îi lași spațiul lui Dijk, el va rupe inelul așa cum a făcut-o. A marcat doar una Ivanović. Timișoara are un punct în plus și posesia. Peșic întoarce plasa. Da, și dintr-o dată Târgu Mureș este în criză. Pasă în afara terenului. Da, aud pentru Timișoara. Peșic. Jovanović. Jovanović în mismatch cu Ivanović. Nu-l depășește, scoate însă mingea la Popescu. Popescu de pe tușă, pasează greșit. Adamović până în coș. Coș valabil. Ce frumos a sărit Luis. Dar coș valabil. S-a întâmplat la fel și cu Dijk în prima repriză. Același panou. 66 la 65 pentru Timișoara. Diferență minimă. Peșic scapă mingea din dribbling. Revine. Peșic. Faultat de Ivanović. Dijk vorbește singur. Ivanović este de pe teren, a cincea greșeală personală, intră pe Ciucas. Da, pe Ciucas a avut două aruncări deschise cu care ar fi pecetluit soarta partidei, două aruncări de 3 puncte. Le-a ratat pe ambele. Și uite că Prakuraitis joacă și el cu un singur pivot. Avea varianta Usman Baro. Ambele libere marcate. O aceeași aruncare cu o boltă enormă. Timișorenii au marcat liberele foarte, foarte precis de la faul. Faultul lui Pircevici. Nu e în probleme. E a doua. A doua greșeală personală. Dar orice fault se execută, să nu uităm asta.
Merita overtime această partidă în care Timișoara a alergat de la un capăt la celălalt după Târgu Mureș. Să nu uităm, Târgu Mureș a avut și avantaj de 14 puncte. Și plus 12 la pauză. Marchează Dykes. 68-67. Apare Luis. Iese la minge Jovanović. Bogdan Popescu lasă la Pilcevici. Blochează Bogdan și coboară la recuperare. Excelent Bogdan Popescu. 16 puncte, 4 recuperări și reușește cu această recuperare ofensivă să mențină posesia pentru echipa sa. 14 secunde. Pešić. Pilcevici. Pilcevici și Peciucas. Pilcevici scoate la Luis. Aruncare de 3 puncte a lui Luis. Ratată. Dykes prinde de lângă Popescu. Dykes a vrut să paseze peste umăr pentru Loți Lazar, dar a fost faultat. Doar aruncări libere pentru Kindle Dykes. Mă uit la minutele jucate. Timișoara a avut un meci foarte greu ieri cu Piteștiul. Jovanović are deja 39 de minute petrecute pe teren. Popescu 34. Dykes ratează prima liberă. Poate egala. Dar doar atât. Da. Și o face. Egalitate la 68, 2 minute și jumătate din prima repriză de overtime. Șansele de a avea încă o repriză de prelungiri cresc acum că cele două echipe sunt la egalitate și nu despărțite de un singur punct. Este coșul lui Pešić, care însă mi s-a părut că s-a cam înșurubat acolo. Nu cred că se putea da fault ofensiv. Adamović lasă la Peciucas. Excepțional Peciucas sub panou și-a luat locul acolo și a protejat zona în care să primească pasa. Iată-l. Și aproape a fost Jovanović de o intercepție. Egalitate la 70. Pešić face piruetă pe lângă Gajović. Coșul nu este valabil. 2 libere, Miloš Pešić. Timișoara are 86% la libere. Pešić 2 din 2. A avut emoții la această aruncare. Pešić mereu mingea ciupește buza din față. S-a dus după minge, parcă să o ajute. Haideți să vedem și a doua aruncare. Acum a intrat perfect. 72-70. Adamović anunță schemă. Jovanović l-a făcut semn cu echipierilor ce să se apere potriva schemei. Scouting-ul e bine făcut și de o parte și de cealaltă. Peciucas pentru Gajović. Gajović se lansează pe coș, ratează, prinde Lazar. Și este out pentru Timișoara, care se poate duce la o diferență de 2 posesi. Da, Lazar n-a putut să țină mingea. Era dezechilibrat și în cădere a scăpat-o. Jovanović, o posesie foarte importantă. Pešić. Scapă mingea, Pilcevici. Prea tare, a pasat și prea sus. I-a venit mingea sus peste cap. 72-70, Târgu Mureș poate egala din nou. Da, Timișoara a avut o șansă bună de a se desprinde. Kendall Dykes. Peciucas din nou liber la 3 puncte, ratează din nou Peciucas. Incredibil. Al treilea open shot. Timișoara poate marca un coș, de ce nu decisiv. Secundele trec. Jovanović
pentru Pešić, Pešić, Jovanović liber la 3 puncte, Zlatko Jovanović ratează, prinde Luis, însă scoate pentru Jovanović și mai sunt încă 9 secunde, fault comis de Dykes la Pilcevic, Kindle Dykes va fi eliminat pentru 5 greșeli. Eliminat pentru 5 greșeli personale Kindle Dykes și șansă mare pentru Timișoara să se desprindă la două posesii și practic să facă un pas uriaș spre câștigarea Cupei României. Trofeul stă puțin și în mâna lui Pilcevic. A marcat prima aruncare Radenko Pilcevic. Și Timișoara are plus 4. Bucurie mare pe banca bănățenilor, care simt că trofeul este aproape. Adamović de 3 puncte, este coșul lui Adamović. Coș de 3 puncte Adamović și timeout cerut de Dragan Petricevic, care îl certă pe Jovanović că nu s-a ținut după adversarul său. Ce blocaj bun a făcut acolo Peciuca. Din nou Pilcevic pentru Popescu, fault pe care îl face Lauții Lazar la Bogdan Popescu. Bogdan a fost perfect până acum de la libere. Are 6 din 6 în meciul de astăzi. Timișoara are 22 de libere marcate din 25 de încercări, procentaj de 88%. Și Adi Tudor pe teren pentru o eventuală aruncare de 3 puncte la Târgu Mureș. Popescu a marcat prima liberă, o ratează pe a doua, tot el prinde și este victorie pentru Timișoara. Bogdan Popescu, eroul acestui final de meci, și Adamović încă o dată de 3 puncte, dar este prea târziu. Bogdan Popescu a câștigat practic această finală recuperându-și aruncarea liberă marcată. S-a mai ferat un fault, vor fi două libere pentru Pilcevic, dar nu mai contează. Bogdan Popescu se duce la Dragan Petricevic și acesta îl îmbrățișează. O imagine superbă, o imagine care este definitorie pentru coeziunea de grup care este în echipa Timișoarei. S-a terminat, dragi prieteni, este gata finala BC Timișoara, câștigă Cupa României la capătul unui meci senzațional. Un meci care sper că și pe cei nehotărâți i-a făcut să se îndrăgostească de basket. Facem o scurtă trecere prin studio și încercăm să prindem două, trei declarații la cald aici la Pitești.